Așa să fac eu o mică introducere, pentru că doamna Maricica Peșa este așa numită custode al muzeului, pentru că dânsa ea deschide, ea închide, ea scoate praful, ea ține molile de parc aici. Și este soția fratelui domnului Peșa, cel care a fondat acest muzeu. Și toate lucrurile le-a adunat din sat. Ce mi-a plăcut mie, că nu contează câtă școală ai, unde te-ai născut, dacă tu ai o dragoste pentru lucru făcut de mână, pentru ce ai primit așa de la străbuni, este suficient să pui lucrurile în mișcare și uite, să faci o casă, da? Norocul a fost că soțul doamnei a fost pe acolo pe la 8 și a mai dat un pic de lemn și a făcut el muzeul. Am înțeles. Muzeul construcție. Construcții tot. L-a dat la... Ce? Nu a venit cu lucrurile și le-a... Eu atâta vreau să vă mai spun că noi am avut o gală Fapte Bune, prin care atunci când eram la Ziarul de Franța, am premiat oamenii care au făcut ceva pentru comunitate, fără ajutor de la politicieni, fără implicarea unor instituții. Dar nici primarul n-a fost. Când s-a inaugurat, l-a dat în judecată pe soțul meu, a plătit amendă pentru că a făcut. O să le spuneți imediat, dar noi am dăruit o diplomă domnului Peșa și dânsul a primit-o cu așa mare bucurie și cu lacrimi în ochi. A venit obosit cu și... Toți oamenii avem nevoie de o recunoaștere. Și eu cred că e atât de important și dânsul a venit la noi și mi-a zis, doamnă, eu plec la Brașov pentru că eu tund oi. Deci dânsul avea mâinile muncite și tundea oi cu niște foarfece. Aveți pe aici foarfece de tuns oile? El mergea și făcea bănuți, da? Să se întrețină, că n-a avut o viață grea. Și acum vă rog să ne spuneți dumneavoastră povestea mai departe. Cu ajutorul soțului meu. A făcut muzeul, l-a ajutat, pentru că ei n-au fost frați buni, numai după tată, și s-au împăcat destul de bine. Și hai ca să te ajut cât mai stau la obște. Au construit, au făcut ședință, le-a aprobat lumea din sat să se facă muzeul, au făcut. Apoi, după ce s-a dat în ființă, a mers tot înainte, el a decedat cumnatul meu Costică, a rămas soțul meu s-a îmbolnăvit, a murit și el. Aoleu, serios? Are 4 ani. Așa, după aia cumnata a murit și ea, soția lui Nea Costică. Da, și am rămas eu. Și eu așa încet, încet, cât de cât s-o întrețin. Foarte cât pot. Bine, să vă dea să dau drumul la ușă, mă mai sună, mai vin, duminica, mai asta... Să le, măcar de acolo de sus, din cer, să vadă și ei că munca lor o vizitează cineva. Mulțumim. Obiectele le adunați, adică adunați în continuare obiecte, da, mai găsiți? Mai găsesc. Fiecare bătrân ăsta îmi spune, Marcica, vino că am ceva. Deci oamenii contribuie. Da. Asta ia uitați, important. Asta este... o ploscă din lemn semnată, da, inițialele și ați văzut la muzeul, are 100 de ani. La muzeul Țării Francei că oamenii mergeau cu vin, cu țuică și asta era invitația la nuntă. La nuntă, da. Dacă beai din ploscă, acceptai invitația la nuntă. Dar apropo de viitoare nașă. Să mă duc cu ploscă. Invitation of a wedding, they put some sort of wine, yeah. Țuică, you know. They said this means that you will participate on the wedding and you will give them some money. Și mergeau călare pe cal, da? Și se cinsteau la fiecare poartă mergeau. Nu ca acum cu invitații. Și asta, de exemplu, păstrează Batista. Alexandra, știi că nuntă fetele care era... Nu știu unde e Alexandra. Alexandra Kerciu. Vornici. Da, ei erau fetele năframă. Era un fel de treaba aia pentru... Eu cred că asta are legătură cu Batista aia brodată pentru mire, mireasă, uite, e răpus. Nu, aia este Batista care se pune aici, vă arăt eu. Da? Batista care este
care se pune la brâu. Asta probabil că... Asta este năframa pentru ploscă. Da, ca să te ștergi la... Nu, pentru ploscă. Sau așa se arate bine. Așa se arată. Mireasa. Mireasa făcea pentru mine plosca lui să fie încărcată și pe o față și pe alta. Apoi fetele care erau vornicul 1, vornicul 2, care ducea lumânările, făceau și ele și punea la plosca vornicului primul, care ducea lumânările. Așa se făcea. Restul aveau ploști de astea. Nu mai avea ploști. Obișnuite, da, care avea, da. Astea da, era pentru dar mine, atunci da. Așa se făcea și vornicii și fetele tot la toți să cosa și se puneau fluturi așa. Dar acum nu mai e. Mă rog, ea acum cu paietele alea asta este mai nouă, dar, sigur că e după anii 50-60 categorii. Cred că. Da, dar sunt, ia uitați. Asta e ștergarul care se pune. Asta e ștergarul care se pune aici la brâu la mire. Da. Dar aici la dumneavoastră era obiceiul ăla să aibă mirele batistă și mireasa jumate de batistă și s-o țină la icoană, că era... Da, o țineau la asta icoană era. Și pe urmă sunt gropa cu ea. Da, legământul de căsătorie. Așa, nu, așa ceva... Mei, asta așa era. Știți nu, obiceiul ăsta al batistei de schimb? Asta era... e batista de schimb. A, deci Alexandra, da. Tatăl ei este cercetător etnolog și știe... Bunicii ei, mi se pare așa că... Așa au făcut. Deci aveau jumătatea de batistă și s-au îngropat cu ea. Deci exact, și se spunea... Da. Deci, în momentul, pe lumea cealaltă, când se vor întâlni, se vor recunoaște după această batistă. Ei trebuiau să aibă cu mare sfințenie grijă de batista aceasta de schimb. Ei făceau schimb. Batista Mirelui mergea la Mireasă sau... Da, probabil numai în anumite zone, adică zona Vrancea. Era de Vrancea. Da, era un obicei de Vrancea. Apropo că avem aici o doamnă care a serbat 33 de ani de mariaj cu soțul ei. Magda. And when they died, they cut half and half, and each one, man and woman, it was buried with this piece of napkin, let's say. Mm. And they were saying, when they are across the river, they can recognize each other from this half of the napkin. Și mă uit, Muzeul Rădăcina Vrancei, dumneavoastră ați încercat să faceți un mic inventar, nu? Uitați, aici scrie, Muzeul Rădăcina Vrancei, ce veșă. Și am văzut că și acolo, Melițoiu a scris dânsul. El își făcea afișe singur, cu vopsea, cu oloi. El toate, pe aici, căsuțile astea, dânsul le-a făcut. Și fata dânsul.